Ok, bună ziua. Azi o să continuăm. Ne-au rămas niște lucruri de discutat data trecută. O să reluăm un pic modelul, să zicem, internetului real, care este modelul TCP/IP. Și o să continuăm un pic discuția despre asta și după aceea vom discuta despre nivelul aplicației și vom vedea un protocol de aplicație și vom vedea cel puțin azi unul familiar, care este HTTP, pe care l-am văzut și semestrul trecut, care e poate cel mai de succes protocol de nivel de aplicație. După care, mă rog, vom explora un pic la nivel de aplicație niște implicații de programare distribuită, în sensul în care ce se poate face practic la nivel de aplicație peste HTTP și în paralel cu HTTP. Vom vedea și niște alte protocoale de nivel de aplicație și vom coborî în stivo pe parcurs. Cum spuneam, focusul nostru este mai mult pe partea asta de dezvoltare de aplicații. Asta înseamnă că ne interesează mai mult până la nivel de rețea, nu o să tragem cablul noi. Data trecută am discutat că modelul TCP/IP practic are un mare strat de aplicație pe care, dacă l-aș pune în corespondență cu straturile din modelul OSI, ar corespunde și la aplicație, dar și la sesiune și la prezentare. La prezentare și la sesiune. După care am stratul de transport. Stratul de transport este reprezentat în modelul TCP/IP de două protocoale caracteristice care sunt TCP și UDP. În cazul HTTP-ului pe care o să-l vedem, există o alternativă la TCP. Dacă vreți, problema cu aceste protocoale, cu ambele protocoale, este că ele sunt gândite pentru un internet nesecurizat. Și atunci ele nu au caracteristica asta de criptat conexiunea și atunci a existat un alt set de protocoale care știu să cripteze conexiunea, care sunt SSL, mă rog, care a evoluat ulterior în ceva ce se numește TLS. Și vom discuta și despre asta, dar luând ca, având ca să zicem, studiu de caz HTTPS. Mă rog, deci avem nivelul transport la care se află TCP și UDP. Spuneam că TCP este un protocol, să zicem, mai complex. Serviciul de bază la nivel transport este faptul că poți să identifici o aplicație rulând pe un anumit calculator. Și asta înseamnă porturi. Și asta are și UDP-ul. UDP-ul are doar asta și un checksum în plus, pe când TCP-ul are niște mecanisme suplimentare. Dacă vreau să am, să zicem, genul de conversații pe care l-aș avea pe TCP, vreau să-l am pe UDP, va trebui să îmi implementez eu aceste mecanisme. Ca să luăm niște exemple, la nivelul de transport, datele se trimit în pachete și pachetele astea s-ar putea să fie primite în altă ordine decât cea inițială. Și atunci trebuie să pot să le rearanjez. S-ar putea să fie prea multe. S-ar putea să vreau să am conexiuni, pentru că UDP-ul nu știe conexiuni, cât trimite fiecare pachet ca o comunicație distinctă. Și asta va trebui să le implementez eu. Și vom încerca, cel puțin parțial, un experiment cu asta, în sensul că vom încerca să implementăm cel puțin unele din mecanismele de TCP peste UDP. Sub nivelul ăsta este nivelul, pe undeva pe aici, a trebuit să și avem. Așa, deci asta era schema generală, ca să nu vorbim. Avem aplicație transport internet, ăsta este stratul de rețea și face același lucru ca stratul de network din modelul OSI. Și se ocupă cu două lucruri. Se ocupă cu adresare, îmi permite să identific logic un calculator și să-l identific ierarhic, adică să-mi dau seama în ce rețea se află și care este calculatorul, dar și în ce rețea se află. Un moment. Ok. Și deci la nivelul internet am asta și în al doilea rând nivelul internet o să se ocupe cu ducerea pachetelor de la o sursă la o destinație efectiv. Efectiv înseamnă mecanismul ăsta se numește rutare, adică este mecanismul prin care dau seama pe ce rută, pe ce traseu trebuie să meargă un pachet de la sursă la destinație. Și presupune, cum spuneam, în final se reduce la o decizie foarte simplă și anume fiecare router trebuie să decidă dintr-un număr de multiple interfețe de rețea pe care dintre ele să retransmită un pachet pe care l-a primit pe o anumită interfață. Vom reveni la această discuție.
După care, sub asta am nivelul de acces la rețea. Ăsta este corespondent nivelului data link. Și se va ocupa cu două lucruri. În principiu, se va ocupa cu adresare fizică și astea sunt niște adrese care sunt scrise în plăcile de rețea. Ele nu mai sunt read-only, dacă vreți. Se poate, puteți să vă schimbați MAC-ul unei plăci, care este adresa asta, este Media Access Control. Și se mai ocupă cu ceva, se ocupă în aceeași rețea, deci între calculatoare care sunt conectate la același mediu de transmisie, în esență, se ocupă cu o formă de evitare a coliziunilor, cu o formă de control al fluxului. Chestiile astea par să fie dublate mai sus, dar nu sunt. Astea se referă nu la calculatoare între rețele diferite, ci se referă la calculatoare care sunt în aceeași rețea. Și sub asta, dar nici nu e inclus tipic în modelul TCP/IP, este nivelul fizic care reprezintă mediul efectiv de transfer. Așa. Bun, ăsta e nivelul de acces rețea despre care discutam. Sunt un pic inversat aici. La nivelul internet avem protocolul IP. Protocolul IP se ocupă cu partea asta de adresare. Ăsta este un protocol neorientat pe conexiune. Asta pentru că ideea asta de conexiune cumva vine mai sus la transport, deși, după cum spuneam, la nivel transport sunt două protocoale, dintre care unul ignoră ideea asta de conexiuni. Nu ține evidența rutelor utilizate, asta înseamnă că fiecare pachet este rutat separat. Și unitatea de transfer o să fie o datagramă. Mă rog, nivelul transport l-am văzut deja. Spuneam că că protocolul TCP are controlul erorii, în sensul că are sumă de control, are controlul fluxului, aici în sensul în care există ideea de un TCP window, adică dacă eu comunic între două calculatoare și unul dintre ele primește pachete mai repede decât le poate procesa, sau observă că pachetele astea foarte des conțin erori, va putea cere unui transmițător să le transmită cu o cantitate mai mică de informații. Și aici este un trade-off. Dacă stăm să ne gândim, orice unitate din asta de protocol, cum am și văzut în Wireshark, are datele utile și are informația caracteristică protocolului respectiv. Asta înseamnă că în momentul în care pun problema care ar fi, ce se întâmplă în momentul în care cresc cantitatea de date per pachet, păi ce se întâmplă este că dacă pachetele astea au o probabilitate foarte mică de a avea o eroare în ele, totul e în regulă. Pot să pun cât mai multe date, astfel încât randamentul față de informațiile de protocol să fie cât mai mare. Dacă însă sunt pierderi multe, atunci am un avantaj din a transmite date puține, pierd din randament, dar de fapt pierd și șansa, pierd și cantitatea de date pierdute la o eroare și atunci s-ar putea ca în final eficiența să fie mai mare. Așa, pot să le reordonez în sensul în care pachetele au un număr de secvență. Vom vedea când vom discuta mai detaliat despre TCP, dar ideea este că atât transmițătorul cât și receptorul mențin un număr care ordonează pachetele. Și asta are utilități multiple. Pe de o parte are utilitatea asta că le pot rearanja dacă le primesc într-o ordine greșită. De ce le-aș primi într-o ordine greșită? Păi dacă fiecare pachet se rutează separat, atunci înseamnă că s-ar putea ca două pachete din aceeași comunicație să vină pe rute radical diferite și să ajungă în altă ordine. Pentru că dacă toate vin pe aceeași rută, evident, toate rutele de pe drum le primesc în ordine și teoretic cel puțin le retransmit în ordine, în afara unei anomalii. Dar dacă unul vine pe altă rută, nu o să mai am același timp de transfer și cel puțin la nivelul, să spun, protocolul ăsta care nu țin de backbone-ul internetului, calitatea transmisiei pe o anumită rută este estimativă. Pentru că la nivelul internet, al doilea protocol care ne interesează este un protocol care se numește RIP, este Routing Internet Protocol, și aici discutăm despre două categorii de protocoale majore, dacă este. Sunt protocoale rutabile, adică care se ocupă cu informația, și protocoale de rutare, adică cele care se ocupă cu calea pe care se transferă informația. Deci asta ar fi ideea că cum ar putea ajunge pachete pe rute diferite în altă ordine decât au fost transmise.
Al doilea element însă cu aceste numere de secvență este că funcționează ca un fel de securitate relativ primitivă, în sensul în care un atacator, ca să poată să intervină într-o conversație, dacă vrea să se substituie uneia dintre părțile la conversație, va trebui să estimeze numere de secvență. Adică va trebui să știe unde s-a ajuns cu conversația. Ok, UDP, spuneam că e protocolul mai simplu. El este folosit în contextul în care nu mă interesează, în primul rând, dacă sunt pierderi, și pachetele probabil că reprezintă niște entități independente. Ce ar putea să însemne treaba asta? Păi hai să zicem că scriem protocolul de comunicație la un joc video, care are o componentă multiplayer, și eu tot transmit poziția unor obiecte sau poziția mouse-ului sau lucruri de genul ăsta, input-uri. Pentru că transmit, că fac un sampling și transmit foarte, foarte frecvent asta, faptul că se pierde un pachet este irrelevant în marea schema lucrurilor. Adică poate că o să deterioreze într-o măsură experiența utilizatorului, dar faptul că folosesc un protocol foarte lightweight îmi permite să trimit mai des. Și atunci asta o să compenseze faptul că se pierde ceva. Un alt exemplu de UDP este ce facem acum. De ce? Pentru că dacă ne gândim la un protocol de transmis video, ce se va întâmpla este că dacă eu aș captura ecranul pixel cu pixel și aș încerca să-l transmit la distanță, ar fi imposibil. Efectiv, nu, n-ar fi suficientă capacitate să facem așa ceva. Și atunci ce se întâmplă de fapt este că sunt vari mecanisme de compresie. Unul dintre aceste mecanisme de compresie este că s-ar putea să-mi pun problema pentru o bucățică din ecran pe care o transmit, că nu se transmite pixel cu pixel, să-mi pun problema care este starea pe care o are receptorul transmisiei mele și să nu mai transmit. Adică, eu mă bazez pe faptul că, de exemplu, receptorul unui stream video, dacă nu are o piesă din ce ar trebui să deseneze, o să o estimeze de la piesa anterioară. Și în loc să folosesc asta doar ca mecanism de corectare a erorilor, aș putea să-l folosesc ca mecanism de compresie. Asta înseamnă că dacă receptorul unei transmisii de la un sender, de la un transmițător, ar corecta lipsa unei bucăți în mod acceptabil, atunci transmițătorul nu o să o mai transmită. Și o să se bazeze pe acest mecanism pentru a nu încărca traficul rețea. Atunci, iarăși, o chestie care e foarte bună, un model foarte bun pentru UDP. Pentru că dacă în modul ăsta de gândire se pierde un pachet în mod real, nu se va întâmpla, va fi poate o anomalie vizibilă, dar în marea schema lucrurilor nu se va întâmpla nimic. Și atunci, mă rog, adică există un mecanism de compensare pentru orice eroare. Nu se asigură garanția recepției datelor transmise. Asta se referă la faptul că în momentul în care sunt pe TCP, modul în care va funcționa este că pentru orice pachet pe care îl transmit, voi primi un acknowledgement. Mi se va spune, da, l-am primit. Aici nu este la modul ăsta și atunci sarcina este inversată, dacă vreți. Adică, dacă eu trimit un pachet pe TCP și nu primesc mesajul de acknowledgement, eu, transmițătorul, va trebui să îl retrimit. Adică, voi lua eu decizia să-l retrimit. Pe UDP nu pot să am așa ceva și în afară de cazul în care, practic, implementez peste UDP mecanismul din TCP, ce se va întâmpla este că receptorul va fi responsabil să-mi spună că îi lipsește ceva, o piesă. Nu se asigură reordonarea, iarăși pot să-mi implementez eu un astfel de mecanism, dar mai precis, UDP e un foarte bun candidat pentru cazul în care nu contează ordinea. Vedeți ideea cu poziția mouse-ului și așa. Volum mare de date, etc. Iarăși, UDP este foarte bun, deci în momentul în care am un mecanism de compensare a erorilor și sau dacă nu sunt erori. Adică dacă sunt foarte puține erori, ca în cazul pe care îl avem acum. Există niște protocoale speciale de rețea care sunt gândite pentru situația în care ne aflăm într-un mediu cu pierderi foarte mari. Dar, în principiu, ne aflăm într-un mediu cu pierderi foarte mici, nu într-un mediu cu pierderi foarte mari. Dacă ne aflăm în cazul ăsta cu interferență și așa, trebuie să folosim o soluție specială. Ok, aici e un sumar al ce am discutat. TCP este Connection Oriented, e orientat pe conexiune.
se confirmă fiecare pachet, UDP nu e orientat spre conexiune. Din nou, ce pot să aleg este să implementez lucrurile astea peste UDP în măsura în care am nevoie de ele. Pachetele sunt reordonate, asta din cauza că au un număr de ordine, un număr de secvență. La UDP nu există mecanismul ăsta, dar o chestie de observat, dacă ne uităm aici la exemple, o cerere DNS, Domain Name Service, ce va zice? Va zice, va pune o întrebare, nu? Va pune întrebarea ce IP corespunde acestui nume sau ce nume corespunde acestui IP. Și asta este genul de întrebare la care, în primul rând, răspunsul o să fie un singur lucru. Adică o să fie un singur pachet. Deci nu o să am nevoie de mai multe lucruri. Mai mult, dacă stau să mă gândesc la asta din punctul de vedere a unei conversații, păi o să fie, asta e toată conversația. Eu am întrebat, mi-am primit răspunsul, totul e ok. DHCP, asta este Dynamic Host Configuration Protocol, care este un mecanism prin care, în momentul în care intru într-o rețea, pot să cer să mi se aloce un IP, slash, să mi se transmită niște date de configurare. Din nou, am caracteristica că nu există nimic dincolo. Asta e toată conversația. Adică, dacă am primit răspunsul, dacă n-am primit răspunsul, pot să reîncep. Dacă am primit răspunsul, asta e tot. Nu trebuie altceva. Ok, transmise date mult mai simplu, și aici pachetele sunt considerate ca fiind ceva individual. Ăsta este un. Am implementat un server la seminariu și cumva ăsta este mecanismul. Este mecanismul un pic evoluat față de. Am implementat sau vom implementa în funcție de când aveți seminariu. Ăsta e un mecanism un pic mai evoluat față de ce este săptămâna asta. Și îl vom implementa săptămâna viitoare și vom vedea și cu o interfață grafică. Dar ce se întâmplă aici? Mă rog, este niște cod în Java, niște lucruri de notat. Primul lucru de notat este că toată programarea asta la nivel de TCP sau de UDP este pe baza unui mecanism standard numit un socket. Un socket este o interfață de programare la un port. Socketurile sunt de două feluri. Sunt socketuri, mă rog, sunt de mai multe feluri, dar în cazul ăsta ne interesează de două feluri. Sunt socketuri care ascultă la un port, deci socketuri de server, care în Java sunt un și server socket, și socketuri de client care se conectează la un server. Acum încă o treabă de notat este că mare parte din operațiile astea sunt blocante și atunci de asta apare logica de thread-uri. Prin operație blocantă înțelegem că aplicația ajunge acolo și se oprește așteptând să se întâmple ceva. Și de exemplu, server socket accept este blocant, acest transport receive undeva de desubt este blocat și blocant și tot așa. Față de ce vom vedea la seminariu, aici e denotat clasa asta transport, care noi vom implementa sau am implementat un protocol text, dar vom evolua și dincolo de chestia asta. Aici este un protocol care nu e text. Este un protocol care este binar și care se realizează niște obiecte, permițându-ne să ne definim și niște mesaje. E un pic overkill pentru ideea de un chat, adică n-am nevoie neapărat de asta, dar îmi pot foarte ușor imagina unități de protocol, lucruri pe care le transmit printr-un protocol, care au o structură complexă și descriu o situație complexă. Adică undeva pe server se întâmplă o logică. În ceea ce privește UDP, vom vedea și asta. Pe UDP, cum spuneam, nu am conexiuni și atunci ce trebuie să definesc este, trebuie să definesc o formă de mesaj care să reflecte necesitățile pe care le-am. Spuneam că eu pot imagina un protocol care este, la care fiecare conversație este un single package. Și dacă am asta, dacă am DNS, atunci nu trebuie să fac toate aceste complicații. Dacă însă vreau să mențin o reprezentare a unei conexiuni, trebuie să mă complic un pic. Și anume, trebuie să am ideea asta de a face un subscribe și un unsubscribe. Trebuie să înregistrez ceva ce este echivalent cu o conexiune. Din nou avem reprezentarea asta de protocol care este un protocol binar. Și le vom vedea pe parcurs. Ok, nivelul aplicație în cazul TCP/IP este în cazul stack-ului de internet care se numește colocvial TCP/IP. Este o combinație de sesiune, prezentare, aplicație și nu sunt distincte.
Mă rog, oferă diverse spe... Aici limita e, cum spuneam, imaginația, dar există niște servicii standard care au fost implementate pe vremuri, când și le-au imaginat alții. Astea, în genere, le găsim și în sistemul de operare. Spre exemplu, Telnet, ce o să fie? O să fie o variantă în care să mă conectez la un calculator la distanță, Terminal Emulator. File Transfer Protocol este un protocol mixt, care este și text și binar. Adică pot să, are două moduri, de text și de binar, și îmi permite să transfer fișiere la distanță. Ca o paranteză, ăsta e un exemplu foarte interesant, pentru că are un corespondent și peste UDP. Și Telnet și FTP sunt peste TCP. Dar FTP are și un corespondent scris peste UDP, care se numește TFTP, Trivial FTP. Și TFTP ăsta este, de exemplu, utilizat să transmit o cantitate mare de date în momentul în care mă conectez, să zicem, am un router și vreau să transmit un fișier de configurare la router. Și eu sunt cuplat cu un cablu direct la router. Asta înseamnă că nu o să am pierderi și asta înseamnă că pachetele nu pot fi rutate prin altă parte. Sunt în conexiune directă cu router. Și asta înseamnă că defectele UDP-ului nu se aplică aici. Adică o să vină întotdeauna în ordine, o să fie corecte pachetele. Oricum UDP-ul are și un checksum dacă suntem în cazul ăsta. Dar ideea este că prefer viteza, pentru că foarte multe dintre anomaliile care s-ar putea întâmpla nu pot să apară. Deși ideea de a transfera fișiere nu e o idee care se mapează foarte bine peste UDP. Adică dacă folosesc UDP pentru a transfera fișiere peste internet, eu știu, între mine și voi, va trebui să îmi implementez eu o formă de numere de secvență, o formă de acknowledgements, pentru că sunt foarte multe pachete ca să transmit un fișier de dimensiune rezonabilă. După aia am un protocol, am HTTP pe care l-am văzut și perechea lui HTTPS, diferența între cele două protocoale fiind nivelul de transport pe care îl utilizează. Și vom discuta despre HTTP imediat. După aceea am SMTP, asta este Simple Mail Transfer Protocol și este un protocol prin care pot să trimit e-mail-uri, e protocolul de trimitere de e-mail-uri. Și inversul acestei operații, care este protocoalele de citire de e-mail-uri, sunt IMAP și POP3. Sunt protocoale diferite pentru trimis și pentru citit. O secundă. Și SNMP este un protocol care, asta zice exemplu, dar e un protocol care este Simple Network Management Protocol și care îmi permite să investighez starea unor dispozitive de rețea de la distanță. Adică îmi permite să răspund la întrebarea: este routerul ăla funcțional sau nu? Ok, asemănări, deci abordarea este aceeași între modelul OSI și modelul TCP/IP, în sensul în care transferul ăsta de informații, nu, comunicarea între două aplicații în rețea este un proces complex și aleg să-l separ în mai multe piese, să-l separ în niște straturi. Fiecare dintre straturile astea, practic, livrează un serviciu mai sus, astfel încât stratul superior să presupună funcționalitatea respectivă, fără să trebuiască să înțeleagă detaliile. Adică TCP-ul știe că pachetele ajung la destinație fără să își pună problema cum ajung. Și tot așa. Eu știu, IP-ul, în momentul în care este în aceeași rețea, știe că pachetele vor ajunge în aceeași rețea de la un calculator la altul, fără să-și pună problema că s-ar putea să am, eu știu, coleziuni de pachete pe mediu. Funcțiile mai multor niveluri sunt asemănătoare, diferența este în vârf. Adică dacă mă uit transport, am transport și colo și colo, am nivel rețea într-o formă sau alta și în ambele părți, am data link în ambele părți. Dar sus, la aplicație, lucrurile sunt mai puțin diferențiate, în sensul în care ideea aici a fost că nu sunt suficient de complicate sau semnificative nivelurile respective și au fost colapsate în nivelul de aplicație. Bun, OSI e un model ideal și e mai detaliat, dar ideea că TCP/IP este unul dintre cele mai, cum să spun, de succes standard de făcute vreodată. Ceea ce, mă rog,
să zic, este testat în practică sau este validat de situația reală în sine. Modelul TCP/IP combină ideile astea de servicii, interfețe, protocoale. Lucrurile sunt mult mai amestecate. Este ideea asta. Există și niște. Modelul TCP/IP a fost făcut într-o măsură și din perspectiva în care au vrut să crească rata de adopție. În nivelul OSI, nivelul de legătură de date este separat de cel fizic. În TCP/IP e un pic nivelul de acces de rețea, se ignoră într-o măsură o chestie distinctă la nivel fizic. Nivelul transport e orientat pe conexiune în OSI. În TCP/IP avem două abordări generice, una care e orientată pe conexiune și una care nu este. Din necesitatea pentru aceste protocoale care, mă rog, care nu au, dacă vreți, slăbiciunile astea de, la care toată comunicația este un singur, practic un singur răspuns, deci nu se trimit mai multe lucruri sau dacă se trimit, nu contează dacă nu sunt la jumătate destinație și tot așa. Asta, mă rog, le-am văzut deja. Echivalențele sunt, astea sunt protocoalele pe care le-am văzut aici, care sunt la nivel de aplicație, IMAP, DNS. SSH este un protocol, este, dacă Telnet era un protocol prin care să mă conectez remote la un host, un protocol care nu era secure, Secure Shell este protocolul secure pentru asta. La transport am TCP și UDP, la nivel internet am IP și aici am diverse protocoale. PPPoE, de exemplu, prin care pot să folosesc o linie telefonică pe post de pe post de mediu de transmisie sau, eu știu, Ethernet, care este cel mai răspândit protocol. Așa. Ok, o să pun un pic pauză dacă aveți întrebări până aici. Bun, în continuare a ceea ce am spus cu modelul aplicațiilor care există în internetul real, protocolul emblematic pentru internet este HTTP. L-am văzut din punct de vedere programatic la web. Și acum hai să trecem din nou peste el din oarecum dintr-o perspectivă un pic mai extinsă sau diferită. E un protocol de rețea client-server care este la baza World Wide Web. Este request-response, adică asta e valabil în genere pentru comunicarea client-server, că am o cerere și un răspuns. Este ideea că un client inițiază comunicația. Este un protocol de tip text, în care, peste care însă se transmite informație tipic binară, însă informația asta se transmite encoded ca text. Discuția pe care o vedem aici este despre HTTP 1.1 și predecesorul lui 1.0. În contextul în care cumva se merge spre niște standarde noi HTTP, în sensul în care undeva intern la Google s-a făcut inițial un protocol numit Speedy, care este cunoscut, a fost adoptat global ca HTTP 2. O parte din mecanismele astea formulate în Speedy au fost acceptate pe scară largă, o parte mai puțin, dar aduce niște chestii în plus. Unul dintre lucrurile în plus este că protocolul nu e neapărat text. Mesajele de protocol sunt formate am un verb prin care se cere o resursă. E un verb aplicat unei resurse, deci get/index.html, urmat de versiunea protocolului. Aici e interesant că, practic, versiunea protocolului a rămas constantă 20 de ani, dar acum suntem din nou în niște tranziții. Și am uitat să spun că, pe lângă Speedy, care e, practic, HTTP 2 și e oarecum în curs de adopție, există un al treilea protocol, făcut tot la Google, se numește Quick, QUIC, și ăsta este cumva baza la HTTP 3. Numai că adopția nu e suficient de mare la HTTP 2 încât să discutăm despre HTTP 3. Ok, modul în care protocolul ăsta este puternic customizabil și extensibil și e o minunăție de inginerie, așa, în sensul în care am un număr de metode. Numărul ăsta de metode poate fi inclusiv extins. E o inițiativă creată de Microsoft, se numește WebDAV și pot să pun niște metode în plus, adică pe lângă get, post, put, delete, etc. Dar dincolo de asta, care e un standard secundar, protocolul ăsta poate fi extins intern prin niște mecanisme. Primul mecanism sunt header-urile în sine.
E drept că există niște headere care sunt de facto obligatorii, dar ideea e că pot să pun oricâte headere. Pot să pun oricâte headere eu, creatorul de browser, dar poate inclusiv creatorul de aplicații. Și headerele astea sunt o soluție foarte bună, pentru că eu pot să presupun un header și dacă interlocutorul meu nu-l înțelege, va răspunde într-un fel care demonstrează că nu-l înțelege și atunci vom continua conversația ca și cum n-am avea funcționalitatea respectivă. Și asta înseamnă că între browsere și servere și aplicații și toată lumea poate să existe o stare intermediară, așa, o stare în care înțelegem o bază comună, un lowest common denominator. Înțelegem o bază comună, dar nu înțelegem neapărat toate elementele unui standard. Și asta înseamnă că standardul poate să evolueze, pentru că nu e nevoie ca toată lumea să-l implementeze complet, astfel încât să apară o funcționalitate nouă. Adică, la un moment dat, să zicem, se inventează compresie. Al doilea lucru foarte interesant la protocolul ăsta este că are un mecanism de extensibilitate. Adică, se poate face elevarea protocolului. Și asta iar e o chestie foarte utilă, pentru că așa au fost create mecanisme noi de transmisie. Mecanismele noi de transmisie tipice, pe care le-am văzut, dar le vom relua acum, sunt HTTPS, partea secure, și respectiv WebSockets. Asta înseamnă că întotdeauna o să pornesc o conversație peste HTTP clasic, fără nimic altceva, și apoi voi eleva conexiunea respectivă, adică voi cere interlocutorului meu să trecem la un alt fel de conversație. Și el va putea să înțeleagă sau să nu înțeleagă ce am zis eu. Dar dacă înțelege și este de acord, vom putea să trecem la altceva. Deci astea sunt cerere și un răspuns de HTTP. Încă o dată am verb, resursă, versiune și după aceea o serie de headere. O să le și explicăm pe astea. Accept, ăsta îmi spune mie ce tip de resursă vreau să mi se livreze. Ăsta este un MIME type. Un MIME type înseamnă Multi-Part Internet Mail Extensions și este un identificator al tipului unui fișier. Lista de MIME type-uri este și ea la rândul ei extensibilă. Accept language, asta e o chestie de localizare, spune dacă serverul poate să livreze resurse localizate, în ce limbă să mi le livreze. Asta este un identificator de ISO language. Accept encoding, aici e cum ar trebui reprezentate datele, deci aici am spus ce date am, accept, și aici am spus cum ar trebui reprezentate și în cazul ăsta accept două metode de compresie. User agent, ăsta îmi identifică mie ce fel de browser sunt eu, se poate falsifica însă foarte ușor și a existat inclusiv, cum să spun, un trend global de falsificare pe vremea când și de câte ori sunt războaie de browsere, se întâmplă chestia asta. A existat o suită de evenimente care se numește primul război al browserelor, când Microsoft se războia cu pe vremea respectivă predecesorului Mozilla, Netscape, și existau dezvoltatori care respingeau browserul Microsoft. După aceea, aici am un header de host, ăsta ce face? Păi ăsta îmi identifică mie numele serverului de la care cer resursa. De ce ar fi asta important? Păi există două feluri de așa numit virtual hosting, care este cazul în care am un singur calculator care livrează resurse web de la mai multe aparente adrese. Acum, dacă calculatorul meu are plăci de rețea multiple, fiecare placă de asta de rețea are IP-ul ei și fiecare poate să reprezinte un server de web. Desigur, treaba asta nu e scalabilă foarte mult. Și atunci, ăsta ar fi IP-based virtual hosting. E un singur calculator, dar livrează pe diversele interfețe, practic, server diferite. Dar există soluția și care, mă rog, noi n-am văzut-o la web, dar există, eu știu, în bunicul tuturor serverilor de web, care este Apache, care este name-based virtual hosting. Asta înseamnă că ce se va întâmpla este că voi include acest header și voi cere același IP. Numai că serverul de web, în funcție de nume, va decide dacă să-mi livreze un aparent datele de la un aparent website sau datele de la un alt aparent website, care efectiv să rășluiesc în directoare diferite pe server. Ăsta e un răspuns. Header-ele cu XIN, BY sau astea sunt header-ele care sunt custom, sunt inventate de noi. Ce mai aici e interesant este că am niște header-ele de cache.
În cazul ăsta spun că resursa asta nu trebuie să fie cacheuită. După aceea am set cookie, care aici ideea este, după cum discutam, protocolul ăsta este request response și este stateless. Și pentru că este stateless, trebuie cumva să, dacă am nevoie de o conversație, de ceva care să fie multi-request, atunci va trebui să mențin cumva starea acestei conversații. Și modul în care mențin starea acestei conversații este trimitând o serverul îmi trimite mie acest set cookie, eu salvez cookie-ul respectiv și la orice request, la orice cerere subsecventă, îl adaug și retrimit. Așa, content language, content encoding, content length, care îmi spune cât conținut s-a transmis și văd că răspunsul, eu am zis aici accept, ce aș vrea să accept, iar răspunsul îmi spune mie ce mi s-a trimis, adică dintre lucrurile pe care le acceptam, ce am primit de fapt. Am primit text, care e categoria, slash HTML, care este subcategoria. Și în cazul ăsta îmi spune și care este encoding-ul. Mă rog, cumva trebuie să mi se specifice encoding-ul, după cum discutam la web, poate să se specifice inclusiv în interiorul fișierului. O chestie pe care am ignorat-o aici este acest connection keep alive. Pe vremea când HTTP-ul era mult mai tânăr, parcă la versiunea 0.9, modul în care a fost privită interacțiunea a fost că pentru fiecare resursă pe care o cer, deschid o conexiune TCP, cer resursa, închid conexiunea. Treaba asta e foarte consumatoare de resurse pentru că ideea asta de connection setup și teardown presupune în felul cel mai elegant pe TCP 5 pachete care nu conțin date. Presupunând că datele mele sunt cum e aici, că sunt datele mele sunt cum e aici, sunt câteva chestii, asta o să încapă într-un singur pachet. Asta înseamnă că am trimis 5 pachete cu 5 seturi de informații de protocol ca să trimit un pachet de date. Și atunci ce pot să fac e să mențin conexiunea și să o refolosesc. Asta înseamnă că pentru mai multe resurse am un singur setup și teardown și mă rog, și țin o singură conexiune deschisă. Pe această conexiune însă resursele vor fi cerute una câte una. Adică cer prima resursă, aștept să mi se întoarcă, cer a doua resursă, aștept să mi se întoarcă și tot așa. O să ne uităm și la niște analize de trafic cu HTTP, de trafic HTTP cu Wireshark. Acum vă readuc aminte că dacă vă uitați pe site-ul de la Wireshark, de la Ethereum, așa se numește site-ul, o să veți găsi și niște capturi de trafic care sunt acolo ca exemplu. Și printre altele și o captură de HTTP. Când terminăm cu secțiunea de HTTP, o să ne uităm și la astfel de captură, dar pot să văd aici mă rog, un exemplu de captură, iar acest exemplu de captură mi-arată mie, pe de-o parte mi-arată ce se întâmplă la nivel HTTP, unde zice GET ceva, și pe de altă parte, dacă mă uit în fiecare pachet HTTP, pot să văd mecanismul ăsta de envelopes, adică informația mea de HTTP, ca să fie transmisă, a fost îmbrăcată în echivalentul unui plic. S-a adăugat informația suplimentară de TCP, apoi s-a trimis mai jos, s-a adăugat informația suplimentară de IP, mai jos s-a adăugat informația de Ethernet și tot așa. Mă rog, și aici am un request și respectiv un response, request, response, request, response. Fiecare request este o metodă aplicată asupra unei resurse și cu o versiune de protocol. Aici e un pic mai complicat, dar vom vedea. Metodele pe care le-am văzut sunt get, post, put, patch, delete. Nu sunt doar astea, dar astea sunt emblematice. Din nou, nu o să stăm foarte mult pe ele pentru că ar fi trebuit să le vedem la web. Get îmi întoarce conținutul unei resurse. Ca o paranteză, eu pot, sunt liber să folosesc aceste metode cum vreau eu. Noi la web l-am folosit în varianta asta RESTful și atunci ele au avut o semnificație predefinită. Dar eu nu sunt forțat la asta, adică eu pot să aleg să respect semantica asta a protocolului, dar în final protocolul să mă lase să fac ce vreau eu. Adică dacă vreau să folosesc un GET pentru a adăuga ceva trimis printr-un URL, pot.
este ceva ce scade claritatea codului pe care îl scriu. Nu mai am, că de asta sunt bune standardele astea de coding, că pot să nu mă gândesc foarte mult. Pot efectiv să, mă rog, să urmez standardul și atunci toate lucrurile pot fi presupuse. Deci get îmi dă resursa, post tipic este pentru adăugarea unei resurse, put, dar iarăși nu trebuie neapărat să respect treaba asta, put este pentru modificarea unei resurse, e vorba de edit by replacement, adică se înlocuiește resursa cu versiune nouă, patch este pentru modificări parțiale, delete pentru ștergere, head îmi dă, pot să fac un request cu head și este echivalentul unui get, dar la care ce primesc înapoi nu este conținutul resursei, ci doar codul de răspuns și header-ele. Și asta iarăși o chestie foarte interesantă, că îmi permite, pe de-o parte, să verific că resursa există, ceea ce e ok. E posibil să doresc asta pentru o resursă de mari dimensiuni și, pe de altă parte, să verific o capabilitate. Adică, în header-ele alea, din header-ele alea, eu voi putea, de exemplu, să trag concluzia că serverul suportă compresie. Trace permite clientului să verifice cum sunt recepționate datele. E o chestie de transmisie, îmi spune pe unde trece requestul. Connect este un tunel peste HTTP. Options, în momentul în care îl aplic la un endpoint, o să-mi spună mie ce știe să facă endpointul respectiv. Adică, dacă eu zic, să zicem că am ceva care se numesc chiar resources. Adresa mea este slash resources. Dacă zic options la resources, voi primi ca răspuns ceva care îmi spune ce metode sunt suportate acolo. Și atunci, combinația asta de adresă-metodă, pot după aceea să o utilizez să manipulez resursa. Tipic, adică dacă mă uit într-un browser la o comunicare pe post, s-a dezvoltat cutuma că pentru orice altceva în afară de get se trimite un options înainte. Se verifică că se poate face. Mă rog, header-ele HTTP, antetele HTTP, îmi permit mie să practic să particularizez modul în care se face comunicație. Spuneam că host, mă rog, e numele sau adresa mașinii, host a devenit un header care e obligatoriu, dar e implicat în mecanismul ăsta de virtual hosting. Adică eu tipic n-am nevoie, dacă întotdeauna numele corespunde cu IP-ul, eu am avut nevoie de IP astfel încât să se poată ajunge la destinație cu cererea și n-am nevoie de host. Dacă însă diferențiez pe baza valorii ăsteia între servere virtuale diferite, acolo își începe să-și joace rol. Referrer este pagina de la care s-a declanșat navigarea, de unde am venit. Eram pe o pagină, am dat click pe ceva și când am făcut asta s-a populat referrer. Referrer ăsta, mă rog, el poate fi manipulat, dar tipic, adică m-aș gândi că tipic aș folosi așa ceva pentru, de exemplu, mecanisme de afiliere. Dar el e relativ ușor de schimbat și atunci, mă rog, utilitatea e diversă, adică pot să-mi dau seama de unde au venit oamenii, pe ce sursă de reclamă au venit la site-ul meu și lucruri de genul ăsta. User Agent este o descriere a clientului, da? Ce browser e, pe ce sistem de operare, etc. Și ăsta poate fi falsificat, probabil că există un plugin de Chrome în care putem să ne scriem noi. După aceea, am și un fel de securitate, să zicem, dar trebuie să luăm în calcul că securitatea pe HTTP nu e așa de sigură. În primul rând, ăsta este un protocol care este plain text. Se transmite, e un protocol text și în care textul se transmite în clar. Am văzut authorization, avem ideea de se poate să avem proxy authorization care îmi spune cum pot să trec printr-un proxy care limitează accesul. HTTP-ul are by default niște moduri de autentificare. Știu că se numește authorization, dar de fapt despre authentication. E o chestie mai bizară aici, că authentication înseamnă dacă tu ești cine zici că ești și authorization este dacă tu ai voie să accesezi, să faci. Dar în mod confuz aici se numește authorization, chestia care se referă la authentication. După aceea am niște headere care sunt content related și aici am accept, right? Asta îmi spune tipul de resursă MIME, accept charset,
ce set de caractere aștept. Spre exemplu, eu vreau caractere chinezești sau ceva de genul ăsta, vreau ceva care e un cer set special. Accept encoding, ăsta este tipul de codificare, dar se referă în principiu la compresie. Gândiți-vă că este foarte avantajos să fac compresie, pentru că transfer resurse text și astea sunt fundamental comprimabile. Transfer resurse text care conțin foarte mulți atomi repetați. Except language, ăsta, dacă serverul este conștient de ideea asta, adică dacă e internaționalizat, dacă aplicația pe cu care discut este internaționalizată sau serverul este configurat să suporte internaționalizare, mă aștept să mi se dea un răspuns care să fie în limba mea. Connection keep alive, asta e header-ul și asta e valoarea. Este ideea asta că vreau să mențin conexiunea deschisă atât timp cât am resurse de luat. Tipic, un browser va deschide două conexiuni per tab, per instanță. Așa, except ranges, unitatea de măsură pentru content length. O secundă, mă sună cineva. Content type, am văzut content encoding, content language, content location. Asta este dacă am o adresă alternativă a resursei. Ideea de redirectare, ce se întâmplă aici? Se întâmplă că eu pot să primesc, dacă stau să mă gândesc și o să vedem și codurile din nou, dar dacă stau să mă gândesc la ce mi se va răspunde pe HTTP, mi se va răspunde, deci ignorând ideea de coduri care încep cu 1, care sunt coduri care sunt informative, o să am un succes, niște feluri de eroare, unele pe care pot să le corectez, cele care încep cu 4, unele pe care nu pot să le corectez, cele care încep cu 5, și voi avea și redirecturi. Ce înseamnă redirecturi? Înseamnă serverul nu are resursa, dar știe de unde aș putea să o iau. Și noi, mă rog, în momentul în care scriem aplicații web, ne lovim de ideea de caching la mine însumi, să zic. Adică, în momentul în care cer o resursă de pe internet, eu o să o salvez în cache. Browserul meu o să o salvez în cache. Și atâta vreme cât resursa asta are un grad mare de stabilitate, eu nu o să mai cer. Și atunci, de câte ori o cer, ce voi face de fapt este să întreb, este resursa asta în forma pe care o aveam eu? Și dacă răspunsul este da, atunci o voi folosi pe cea pe care o am deja, fără să o mai transfer peste rețea. Dar redirecturile suportă și lucruri diferite, cum ar fi că există niște resurse la care adresele sunt alocate dinamic și atunci s-ar putea ca o resursă să fi fost relocată. Și mi se va spune unde a fost relocată. Așa. Spuneam că ideea asta de ideea de cache, mai sunt două lucruri implicate în ideea de cache. Tipic, sunt implicate niște lucruri care se numesc etaguri și există niște headere care sunt legate de etaguri. Adică de câte ori un server îmi livrează o resursă, îmi livrează și un astfel de cod generat care îmi identifică o anumită versiune a resursei. Și atunci, a doua oară când dau request, o să trimit etagul și o să mi se dacă el corespunde cu ce are serverul, o să mi se spună că am resursa. Dacă nu, mi se va trimite noua versiune a resursei cu nou etat. De asemenea, există niște headere care sunt if modified since, care sunt cu date temporale și care spun s-a schimbat resursa de la data la care am luat-o eu și iarăși e în funcție de cum e implementat cache-ul la mine. Controlul accesului cross-domain, probabil că v-ați lovit de asta în momentul în care ați rulat aplicații în care front-end-ul era într-un loc și back-end-ul era într-un loc. Ideea aici este de protejat userul de o formă de atacuri și, în principiu, prezumția este că un server livrează toate resursele unei aplicații. Prezumția asta nu e neapărat adevărată. Și atunci, dacă am nevoie să fac asta, va trebui ca răspunsurile de la server să conțină o serie de headere. Ăsta este un exemplu, pentru că e vorba de ce origine poate să fie, dar s-ar putea să am limitări legate de metodele care pot fi utilizate și tot așa. MIME, Multipurpose Internet Mail Extensions, definește tipuri de resurse. Acum, ce e asta? Este tot un. Mă rog, e tot o modalitate standard de comunicare între un client și un server, prin care
E vorba de res. În principiu, utilitatea apare când e vorba de resurse care nu sunt native browserului, să zic. Și atunci, în partea cealaltă, cineva care primește resursa va trebui să folosească o aplicație oarecare pentru a trata această resursă, orice ar însemna asta. Și atunci, ca eu să-i comunic care ar fi candidatul pentru această aplicație, dacă e un PDF, bine, PDF-urile se pot deschide din browser. Dar vreau să-i spun, în esență, tipul resursei, astfel încât el să poată să facă matching, să-și dea seama cine ar putea să înțeleagă o astfel de resursă. Desigur, am și astea care sunt vanilla, să zic, adică text plain, text HTML, așa, imagini, audio, video. Și aici am și application JSON și application XML. Astea ce sunt? Păi ce spun eu de fapt este că ce s-a trimis este un obiect, dar obiectul a fost serializat după o schemă oarecare. Mă rog, putem să ne... sunt multe scheme de reprezentare a obiectelor, însă cele mai populare sunt astea. JSON, ce am folosit noi pe scară largă, și XML, ce e folosit în foarte multe orchestrații de servicii și alte lucruri. Cumva, discuția este dacă vreau să pornesc de la ceva foarte flexibil, JSON, și eventual ulterior să adaug o validare a valorilor care se pot pune acolo, JSON schema, sau dacă vreau să pornesc de la ceva mai heavy, dar care are schema necesară și să folosesc asta. Pornește cu XSD-uri care validează schema respectivă. Pot să-mi definez și clasele și subclasele mele. Ca de obicei, ca la orice standard de genul ăsta, trebuie să fie înțeles în ambele părți. Adică degeaba pun eu X resursa mea, fără să știe clientul ce ar trebui să întâmple cu acea resursă. Așa, deci pot să-mi fac propriile headere și ăsta e un aspect de extensibilitate. Ok, există și o regulă pentru ele, sunt X ceva. Pot, desigur, să definez valori proprii pentru header-urile existente, atâta vreme cât pot fi interpretate în partea cealaltă. Unele headere pot să nu fie implementate într-un server. Vă spuneam că există un mecanism prin care un interlocutor, un membru la o conversație, propune practic un header, adică îl folosește, și dacă celălalt participant nu înțelege ce a zis, este ok, adică nu e nicio problemă. Pur și simplu ignoră aia și vor continua să discute într-o variantă simplificată, fără comportamentul de header-ul respectiv. Asta e ceva semi-proprietar, în sensul că se pot extinde și metodele HTTP și exemplu este acest WebDAV și care încerca să creeze o platformă colaborativă extinzând HTTP-ul. Astea sunt codurile de răspuns pentru HTTP. Da, deci am 1 X care sunt informare, 2 ceva care sunt succes, 200 ok, mi s-a dat un răspuns cu succes la GET, 201 created, 202 accepted, pe care noi l-am folosit ca răspuns la put-uri, de exemplu, sau la patch-uri sau delete-uri. Alternativ, puteam să folosim 204 no content, care înseamnă că invocarea unei metode HTTP s-a terminat cu succes, dar nu mi se trimite nicio resursă înapoi. Așa, coduri de redirect. Spuneam că e vorba fie de not modified. Și not modified înseamnă e un redirect to self. Îmi spune, practic, ai resursa pe care ai cerut-o, n-are rost să ți-o mai trimit. Și după aceea am move permanently și move temporarily. Vă spuneam că pot să am resurse care au fost mutate undeva. Prin logica serverului și atunci practic serverul știe unde pot să găsesc resursa, deși nu are resursă. După aceea, erori de client, astea sunt chestii pe care pot să le controlez eu. 400 înseamnă resursa trebuia să zicem că fac un post și trimit un request care conține o resursă care ar trebui adăugată și resursa este incompletă. Ăsta e modul tipic de a răspunde pentru că requestul este mal format, n-am construit requestul cum ar fi trebuit. Unauthorized, iarăși înseamnă că nu am voie să intru acolo. Tipic, găsesc codul ăsta de răspuns în momentul în care nu m-am autentificat. Și se presupune că am trimis cumva că ar fi trebuit să trimit cumva ceva care să certifice faptul că am avut un user și o parolă validă. Tipic, o să trimit acel authorization header cu un token.
Forbidden, asta înseamnă că sunt logat, dar n-am voie acolo. Spre exemplu, când am roluri într-o aplicație. Path to path not found, method not allowed, asta înseamnă că pe endpoint-ul respectiv există, să zicem, un get și un post și eu încerc să fac un delete și delete nu funcționează. După aceea am diverse erori de server. Ăsta, mă rog, a crăpat serverul nostru într-o manieră necontrolată. Ce este unul not implemented, e un mod civilizat de a spune că în vremea ce se răspunde la o anumită cerere nu are logică. Din nou, service unavailable, spre exemplu, în momentul în care trimit foarte multe requesturi și serverul are o variantă de load management. Așa, gateway timeout, asta înseamnă că fac un request la un server, serverul la rândul lui trebuie să facă un request în numele meu la un alt server și ăla nu merge. Și atunci nu poate să-mi răspundă, dar nu din vina lui, cât din vina unei terțe resurse. Așa, cookie-urile sunt o variantă de stare, noi n-am avut nevoie de ele, asta sunt varianta fundamentală de stare pe HTTP. De la început a fost, de când s-a inventat HTTP-ul, a fost clar că există slăbiciunea asta, că HTTP-ul este stateless. Și atunci întrebarea e cum poți să tratezi niște cazuri triviale. Exemplu tipic este, am un magazin online, adaug ceva în cart și după aia când mă duc să văd cartul, nu mai e nimic în el, că era stateless. Și am două feluri de cookie-uri, dar distinția nu e așa de clară, în sensul în care de fiecare dată când primesc un set cookie, eu o să salvez ceva la mine pe hartă. Ce se va întâmpla însă este că s-ar putea ce aș putea să salvez este însă o listă de pereche valoare care reprezintă starea pe care o să o trimit înapoi la server. Dar, mai frecvent, ce voi salva este o cheie care identifică ceva salvat pe server, astfel încât să pot să-mi reiau conversația. Spuneam că asta e un session cookie ce am descris eu aici. Pot să am niște persistent cookies sau niște non-persistent cookies, adică pot să am o astfel de stare care este aplicabilă unei sesiuni până nu dau logout. Sau pot să am niște cookie-uri care sunt aplicabile etern. Sunt cookie-uri alea pe ani de zile care se țineau, gen cookie-uri de opțiuni și așa. Am cookie-uri pe HTTP, pe HTTPS, cookie-uri care sunt HTTP only, cookie-uri care sunt pentru un alt domeniu decât cel vizitat. Astea, mă rog, sunt printre altele implicate în diversele mecanisme de tracking, că dacă intrați acum pe un server oarecare, veți vedea că sunt, dacă intrați pe un ziar sau pe un magazin, veți vedea că sunt 15 mecanisme de tracking în același timp. Super cookies sunt cookie-uri care sunt per domeniu. Spre exemplu, s-ar putea să am, deci am un domeniu care este awesome.net și atunci s-ar putea să am web www.awesome.net și să am și app.awesome.net și store.awesome.net și tot așa. Și ăsta e un cookie care se aplică la toate. Este ideea de cache. Cum spuneam, deci dăm în momentul în care eu zic get la acest logo GIF, am venit de la Google, am zis că l-accept comprimat, dar am mai pus ceva și trebuie să pun unul din două lucruri, fie trebuie să pun un tag, fie trebuie să pun un astfel de if modified since și aici am zis dacă s-a modificat de la 23 septembrie, atunci send it. Și aici mă rog, ce-mi spune este că nu s-a modificat și că între timp, data la care a fost acest request este 4 octombrie. Adică nu doar că s-a nu, deci resursa nu s-a modificat și pot să-mi actualizez cache-ul astfel încât data viitoare să zic dacă s-a modificat de la 4 octombrie. Așa, trimitere de argumente. Asta le-am văzut în query parameters în varianta get. Există niște limitări aici. Eu aș putea, că mă întreb, ok, deci dacă aș vrea să fac comunicarea cu un server, totul pe get. Toate lucrurile pe care vreau să le fac. Adaugă, get. Modifică, get. Șterge, get. Aș putea să fac treaba asta. Mă voi lovi de niște limitări. Nu mă voi lovi de niște limitări la șterge, de exemplu. Dar la orice, la un put sau la ce aș fi făcut la o editare sau la o creare, nu voi putea să trimit un obiect foarte mare în query parameters.
Există o limită care tipic e 1024. Deci nu pot să trimit cât vreau eu. Oricum, dacă aș folosi GET la altceva decât la cere, la a citi o resursă, nu aș respecta, dacă vreți, logica fundamentală a unui GET sau intenția fundamentală a unui GET. Pentru că GET spune aici că este gândit să fie idempotent și sigur. Idempotent înseamnă că de câte ori aș face același request, de fiecare, presupunând că nu se întâmplă nimic altceva, de fiecare dată aș obține același răspuns. Adică e de fiecare dată, fiecare invocare independentă are același rezultat. Și sigur, în sensul în care nu se modifică nimic. Nu sigur în sensul în care nu citește nimeni pe drum, ci sigur în sensul în care nu modifică stare. Și atunci, pentru a adăuga ceva, o să fie post, pe care l-am văzut. Post nu este idempotent, se poate adăuga, practic se poate adăuga aceeași resursă de mai multe ori la request-uri care sunt succesive. Și atunci se va modifica cel puțin numărul total de resurse. Așa, la un post, ce se va întâmpla? Structura generală a unui request de HTTP este cam, cum spuneam, metodă, adresă, versiune, o serie de headere. Și aici sunt diverse. Ca o paranteză, ăsta este un header foarte funny, înseamnă Do Not Track și îl ignoră toată lumea. Mă rog, adică nu există nicio obligație să-l respecti. După care am un rând gol în orice request aș face și după care am la get nu pot să am ceva în corpul requestului, dar la post și la put pot. La delete nu pot. În orice caz, parametrii ăștia, fie că sunt în corpul requestului, fie că sunt în URL în sine, vor fi în forma asta, o listă de pereche valoare separate de ampersand. Și dacă am valori care nu sunt valide în genul ăsta de expresie, vor fi, așa zis, URL encoded. Așa. Deci astea sunt redirecturile despre care discutam. Conținutul a fost mutat definitiv la o nouă adresă. Temporary redirect, deci permanent redirect este definitiv. Temporary redirect este conținutul a fost relocat, dar continuă să faci cereri la această adresă pentru că la un moment dat se va întoarce. Și desigur trebuie să-mi pun întrebarea, ok, când aș răspunde cu lucruri de genul ăsta? Există cel puțin o bază de date de dimensiuni mari care este multinod, este gândită să fie organizată în clustere de multe calculatoare și care are o interfață HTTP. Nu știu dacă ați auzit de ea până acum, dar se numește React. Și este baza, sau mă rog, varianta open source la ce face Amazon S3. Nu știu care e ordinea, dacă întâi a fost varianta open source sau invers. CRDR, ăsta este un cod care îmi spune, ok, nu este validă cererea cu metoda pe care ai făcut-o, dar poți obține resursa făcând o cerere cu o altă metodă. Mă rog, asta este chestie pe care am văzut-o și la web, în esență, doar că n-am văzut-o neapărat direct. Deci, ce s-a întâmplat aici? S-a întâmplat că s-a vrut o modalitate de a se schimba ceva într-o pagină, dar fără să fie necesară reîncărcarea paginii. Și cum facem asta? Păi au existat vari metode înainte să apară una coerentă. Și metoda, să zicem, victorioasă care a adus epoca actuală de aplicații web, este Ajax. Ajax e bazată pe obiectul ăsta care există în browser, XML HTTP request, și care îmi permite din JavaScript să fac un request secundar. Ca o paranteză, spuneam că un tab dintr-un browser poate să țină două conexiuni deschise. Așa, mă rog, se întâmplă treaba asta, nu mai reîncarc pagina complet, ci fac requestul ăsta din JavaScript și după care modific DOM-ul paginii manual. Și ăsta este, dacă vreți, fundamentul care stă în spatele și la chestii gen React. Deși mai de curând nu mai avem nevoie de XML HTTP request pentru că avem un API dedicat care se numește Fetch. Course, am discutat despre course. Eu vă spuneam că legat de Options este o chestie care se face înainte să fac un request în afară de GET.
și care o să-mi spună ce este valid. Și vedeți că zice așa, zice options, resursă, același lucru, deci metodă, adresă, protocol. Aici am header-ele și aici mi s-a zis este ok, se poate accesa această resursă, dar mi-a zis și elementele de access control și mi-a spus ok, se pot face request-uri coarse, cross-origin, de la această origine, se pot utiliza aceste metode, postget și options. Ca o paranteză, dacă nu existau options, de fapt nu se putea face nici post, pentru că browserul meu va da un options înainte de post. După aceea, allowed headers, asta din cauza că mi-am declarat eu un header aici, pentru că începe cu X, asta înseamnă că e un header custom. Și mă rog, cât timp pot să presupun că aceste condiții se mențin. Așa, asta este o altă metodă pe care n-am discutat-o semestrul trecut. Este o metodă de a accesa obiecte la distanță prin HTTP, un pic diferită. Îmi permite să fac request-uri cross-origin, dar nu neapărat în maniera la care mă așteptam. Adică, eu voiam să fac un request cross-origin ca să obțin sau să trimit niște JSON într-un loc. Vreau să citesc o resursă de pe altă origine. În cazul ăsta, JSON-P nu e chiar JSON, este padded JSON, dar de fapt nu e nici asta. Este JSON îmbrăcat într-o funcție. Și uitați-vă cum arată, este acest W3R callback. Așa o să arate răspunsul meu. Ideea fiind care? Ideea e că o să încarc asta ca pe un script și o să spun, ok, după ce s-a încărcat treaba asta, execută funcția mea care face log la date. Și ăsta este un request tipic e ca și cum aș pune un link. Și e o variantă alternativă de a încărca JSON la distanță. Ok, HTTP-ul e peste tot. Rulează pe orice dispozitiv. Astea nu sunt atât niște avantaje ale protocolului, o să vedem și care sunt avantajele protocolului, dar astea sunt niște avantaje care derivă din faptul că protocolul a avut atâta succes. Este unul dintre cele mai de succes protocoale și dacă stăm să ne uităm la cărți SF scrise în anii 50, își imaginau mașini zburătoare, dar nu își imaginau internet. Și totuși avem internet. Deci e clar că ăsta a fost un protocol care în termeni, oricare ar fi fost restricțiile din momentul respectiv, a funcționat în termeni inginerești foarte bine. Este utilizabil pe firewall, adică pot să fac request-uri HTTP trecând prin proxy-uri, trecând oriunde în rețea, trecând prin firewall, etc. Nu este orientat către conexiune. E drept însă că este peste TCP, numai că toată treaba asta este aruncată la TCP. Deși, mă rog, pentru majoritatea resurselor, ele vor încăpea într-un maximum transfer unit, adică vor fi transmise într-un pachet de TCP. Dar mai important, cum spuneam, HTTP-ul a avut niște mecanisme built-in care să-i permită să evolueze. Aici, într-o măsură, sunt lucrurile pe care le-am discutat. O secundă, cer scuze. Ok. Bun, aici, mă rog, am discutat deja chestia asta, faptul că HTTP este stateless. Și că, cel puțin inițial, durata de viață a unei conexiuni corespundea unei secvențe cereri-răspuns unice. Deci deschideam o conexiune, făceam cererea, primeam resursa, închideam conexiunea. Închideam conexiunea se referă la faptul că, pentru că TCP este connection-oriented, este bazat pe conexiune, există un setup distinct, un mod de a crea conexiuni distinct și există și un mod grațios de a încheia conexiuni. Desigur, TCP-ul are mecanisme și pentru un mod de a încheia conexiuni care nu e organizat, să zicem. Adică se poate încheia o conexiune în două feluri, că a terminat clientul sau că a picat internetul sau s-a întâmplat ceva neașteptat. O implementare pură a serverului HTTP tratează orice solicitare ca și cum ar fi fost una nouă. Iar partea asta de management de stare este o chestie care se pasează la nivel de aplicație. Există mecanisme de caching, treaba asta iar e ceva excepțional, pe vremea când oamenii se conectau la internet prin dial-up,
Atributul ăsta a fost foarte important. Ok, care sunt problemele HTTP-ului? Păi HTTP-ul este plain text. HTTP-ul, pentru că este plain text, s-ar putea să existe cineva pe drum, un man in the middle, un cineva care stă pe fir, care modifică lucrurile pe măsură ce vin. Autentificare. Păi vorbesc cu cineva pe HTTP și nu știu cu cine vorbesc. M-am conectat teoretic la site-ul băncii, dar de fapt nu sunt la site-ul băncii. Ne-am întrebat, ok, cum e posibilă treaba asta? Păi a existat o serie de atacuri, o paranteză, care sunt bazate pe ceva ce se numește DNS poisoning. Ăsta este un atac. Gândiți-vă că eu când scriu în browser, în bara de adresă, ce o să scriu? O să scriu serverul băncii.ro, să zicem, ca să nu luăm o anumită bancă. Eu nu o să scriu IP-ul băncii, niciodată. Și atunci, ce va face browserul meu este că va întreba un server de nume. Ok, ce IP are este asociat acestui nume? Sigur. Problema este că a existat un atac prin care eu puteam să atac practic serverele de nume, astfel încât să le conving că, mă rog, este informația pe care o au este greșită și că trebuie să o actualizeze. Și atunci, dacă eu conving toate serverele de nume la care tipic un calculator victimă ar face request să află unde e serverul băncii, pot să conving un calculator că serverul băncii e la alt IP decât se află de fapt. Și tot ce trebuie să fac e să pun acolo un server clonat, un website clonat și să, nu știu, adun parole, să fac diverse lucruri de genul ăsta. Și eventual după aia să fac eu request-uri la bancă și să fac ce-mi doream să fac. Deci e clar că există niște necesități care sunt legate de securitate și pe care HTTP-ul conceptual nu le acoperă. Vestea bună însă este că HTTP-ul poate să funcționeze ca un punct de intrare. Adică eu pot să fac un request pe HTTP și pe baza acestui request după aia să elevez conexiunea, să urc mai sus. Asta cu fără stare e o limitare și nu e o limitare pentru că între timp am migrat în direcția asta de a face SPA-uri și astea nu au issue-ul ăsta. Nu? Pentru că starea se ține într-o altă manieră. Nu trebuie să țin... Toate request-urile se fac implicit din JavaScript, nu se fac schimbând adresa din browser și atunci pot să țin starea în JavaScript. Ok, asta e evoluția modelului de comunicare și am așa, ăsta e HTTP 1.0 și discuția aici este că se presupune că cer o resursă unică. Cer o resursă unică și pentru această resursă am o conexiune distinctă în care fac o cerere, primesc un răspuns. După aceea s-a ajuns la ideea de connection keep alive și care e HTTP 1.1 și toate astea și ce am văzut. Și aici este HTTP 2, care e în curs de adopție. Ce face HTTP 2? Păi în primul rând face resource multiplexing. Resource multiplexing înseamnă că eu o să pot să cer mai multe resurse fără să aștept răspunsul la una dintre cereri. Le cer pe toate din start și resursele vor veni în niște pachete și pachetele astea nu trebuie să vină în ordine. Adică s-ar putea să vină părți din prima resursă amestecate cu părți din a doua resursă și eu o să le asamblez, ele vin optim ca viteză și o să le am, mă rog, la final o să le am pe toate. O altă chestie pe care o face, că este bidirecțional, dar în ce sens e bidirecțional? O altă chestie pe care o face HTTP2 este că și mai face o chestie în plus, dar o să o amintim eu. O altă chestie pe care o face este că în momentul în care eu cer o pagină web, eu cer o rădăcină, practic. În momentul în care cer site-ul ASEO-ului, eu obțin indexul ASEO-ului și trag concluzia că ar trebui să mai cer 90 de resurse. Acum, în momentul în care eu am cerut indexul, serverul știa deja că eu o să am nevoie de 90 de resurse și atunci poate alege să mi le livreze direct, astfel încât să nu mai aștepte ca eu să citesc fișierul HTML, să-l interpretez, să-mi dau seama că ar trebui să mai cer și alte resurse ca să poți să-l desenești tot așa. Altă chestie care se întâmplă între astea este că aici, să zicem, nu aveam compresie, după aia aici aveam compresie, am avut accept encoding și aici, dar compresia asta nu era toată compresie, era compresie, dar doar pentru conținutul resursei. Și în HTTP 2, am compresie și pentru headere și pentru metodă. Deci pot să optimizez și mai mult comunicația.
Acum, chestia asta a fost și necesară. De ce? Pentru că intenția la Speedy a fost ca ăsta să fie întotdeauna HTTP secure. HTTP secure, ok, e secure, e sigur, dar are și niște costuri. Adică faptul că eu fac comunicație securizată are niște costuri. Și ca să compenseze pentru aceste costuri, am avut aceste optimizări. De altfel, partea asta de comunicație securizată are și nu are sens întotdeauna. Adică are sens în momentul în care încarc răspunsul de la o aplicație, sigur. Dar nu are sens în momentul în care încarc o resursă statică, uzual. O imagine, un logo, un ceva. Ori propunerea inițială de HTTP2 interzicea, între ghilimele, comunicare plain text. Între timp nu mai e adevărat și toate lucrurile astea se negociază continuu. Mă rog, aici este discuția de Speedy. Vă spuneam că Speedy îmi multiplexează cererile, îmi comprimă header-ele și serverul poate iniția comunicația, dar în sensul în care spuneam, în sensul că serverul, de fapt, știe probabil mai bine, înainte ca eu să-mi dau seama, de ce am nevoie. Deci am nevoie de niște resurse suplimentare. În genere, nicio aplicație modernă nu este, de fapt, o singură resursă. Sunt zeci de resurse. Și atunci, dacă astea sunt dependente, ce voi ajunge să fac este că întotdeauna voi aștepta, trebuie să aștept să se termine o resursă astfel încât să-mi dau seama ce dependențe externe are resursa respectivă. Și ca să evit chestia asta, serverul poate să știe și să mi le dea. Ăsta, iarăși, ceva ce vom face la seminariu, este un server de web. Și ideea principală este că am acest, ce obțin aici, am un acest web processor interface care va primi un web request și va, deci va avea nevoie de un request și un response. Deci va primi un request și va construi un răspuns. Și în acest răspuns va trebui să scrie pe de o parte conținutul și pe de altă parte header-ele. Observ că niște chestii trebuie să le scriu neapărat, cum ar fi content type, content length și lucruri de genul ăsta. Îl vom vedea în detaliu la seminariu. Acum, HTTPS. HTTPS este același ca HTTP, dar peste SSL TLS. Îi zice SSL TLS, dar este TLS 1.2, actually, adică e o tehnologie care la rândul ei a evoluat în timp. Și care e ideea aici? Hai să vedem care sunt challenge-urile. Păi nu sunt cele care par. Adică, problema pe care o am nu e atât să criptez ceva. Dacă eu sunt dispus să duc o cheie de criptare cu valiza dintr-un punct în altul, să fie cunoscut în ambele locuri, e foarte simplu. Pentru că am două feluri de criptare. Ce am descris aici este criptare simetrică. Criptare simetrică înseamnă că la sursă și la destinație se conține aceeași cheie și aplicând o funcție pe baza cheii respective, obțin mesajul criptat. Spre exemplu, pot să fac așa ceva dacă am chei din alea la mașini. Că cheia, smart key-ul și mașina au fost într-un același loc într-un moment. Și atunci puteam să am cheia în acel loc și să pun cheia simetrică și într-o parte și în alta. Internetul nu funcționează așa însă. Internetul are următoarea problemă și anume că eu nu pot să duc cheia dintr-un punct în altul. Și întrebarea e cum pot să transmit cheia securizată. Și atunci apare un al doilea fel de criptare, care este ceea ce se numește public key cryptography. Ce caracteristică are public key cryptography? Este că dacă eu criptez ceva cu o cheie publică, va putea fi decriptat cu o cheie privată. Și atunci eu pot să am un element secret și un element public. Și atunci, să zicem că eu comunic cu voi, eu vă transmit cheia mea publică, voi, dacă vreți să-mi transmiteți ceva criptați cu cheia mea publică, nimeni nu poate citi mesajul vostru. Pentru că singurul mod de a decripta ce s-a trimis cu cheia publică este cu cheia privată. Deci ăsta e un element. Acum, asta înseamnă că voi ați putea să-mi trimiteți cu cheia voastră, cu cheia mea publică criptată, o cheie de criptare simetrică, pe care să o folosim ulterior. De ce am face această bătaie de cap? Păi criptarea simetrică este semnificativ mai lightweight, mai ușoară ca putere de procesare decât criptarea asta asimetrică. Atunci ce vrem să facem? Să facem criptare de chei. Ce am putea să mai facem aici? Păi dacă eu am o cheie publică și voi aveți o cheie, deci eu am cheie publică, cheie privată și voi aveți partea publică. Și invers, atunci ce am putea să facem este să folosim asta și pentru verificarea identității. De ce? Că voi o să-mi spuneți, eu sunt entitatea care are cheia privată pentru următoarea treabă.
Numai eu am. Și atunci puteți să criptați, nu, mă rog, o să criptați ceva anume, dar dacă ați cripta o poză cu o floricică și eu știu că cheia publică corespunde la o anumită identitate, eu decriptez și dacă mi iese o poză cu o floricică, o să știu că într-adevăr cine mi-a trimis mesajul este cine mă așteptam, că nu e altcineva. Bun, deci asta este ideea și conceptul ăsta de criptare asimetrică stă practic la funcționarea internetului așa cum îl știm. El pornește de la o chestie pe care a scris-o cineva ca să cripteze mail-uri, se numește PGP, Pretty Good Privacy, și este elementul fundamental al comunicației este securizate. În mod interesant, algoritmii ăștia de cheie publică, cheie privată, sunt algoritmi care se reduc la factorizarea unor numere foarte mari. Și în mod și mai interesant, teoreticile calculatoare cuantice pot să ruleze un algoritm care se numește algoritmul Shor, care poate să rezolve problema de factorizare și toate problemele izomorfe în timp constant. Asta înseamnă că dacă s-ar întâmpla să existe calculatoare cuantice folosite pe scară largă, am avea o problemă. Că nu, adică se studiază ideea de a avea un mecanism alternativ prin care să faci partea asta de key exchange. Mă rog, HTTPS, evident, e o schemă de protocol specifică, adresele de HTTP pe care le folosim pe HTTPS sunt aceleași adrese ca pe HTTP. Mă rog, aici avem un algoritm de criptare prin care se face negocierea de chei. Cu cât e mai mare numărul de biți, cu atât criptarea este mai sigură. Așa, deci când instalăm un browser, ca să vedem cum funcționează, el vine cu niște certificate tipice, certificate de autorități de certificare. Certificatele astea emitente conțin cheia publică a emitentului și alte chestii, alte informații. Acum, dacă eu vreau să-mi fac aplicația mea să ruleze pe serverul meu, o să obțin un certificat și eu, care mă identifică pe mine sau mai exact identifică aplicația respectivă. În general, nu mă identifică pe mine, pentru că dacă, de exemplu, folosesc un certificat de la EFF, Electronic Frontier Foundation, ăla nu spune cine sunt eu în viața reală, ci spune, mă rog, spune că eu dețin serverul și atât. Inițial, primul request care o să se facă o să fie un request HTTP care o să ceară elevare. Se cere pentru header și asta înseamnă că eu fac un request HTTP și îi zic serverului, întotdeauna pornesc de la client, îi zic serverului, aș vrea să comunicăm securizat. În acest request se transmit și sistemele de criptare pe care le putem utiliza. Că din nou, ca și la chestia cu zip-ul, e vorba de o negociere. Eu vreau să văd între browserul meu și server care sunt capabilitățile comune. Cum am putea să găsim un mod să comunicăm? S-ar putea ca dacă nu găsim un mod să nu fiu interesat în această comunicație. Dar dacă găsim un mod de comunicare, totul este ok. Serverul trimite o copie a certificatului și răspunsului privind ce formă de criptare vreau să folosim. Mă rog, deci ce se întâmplă aici este că eu îmi trimit o copie a certificatului meu, semnat cu cheia mea privată, astfel încât să poată fi decriptat cu cheia mea publică, identificând că eu sunt cine zic că sunt. Într-o comunicație de genul ăsta, oricine poate să facă treaba asta și să verifice că interlocutorul e cel care trebuie. Spre exemplu, în atacul ăla pe care îl descriam mai devreme cu DNS poisoning, eu o să ajung la falsul site al băncii, care arată exact ca site-ul băncii. Numai că o să pot să mă uit în browser în partea stângă sus și o să-mi zică că nu e securizată transmisia. Securizată asta nu o să însemne în cazul ăsta, probabil că o să fie pe HTTPS, dar nu o să însemne în cazul ăsta faptul că nu e criptat, ci că identitatea nu e verificată. Sunt două aspecte aici. Un aspect este partea asta de identitate și al doilea aspect este partea de securizare a comunicației. Pentru că sunt două riscuri. Un risc este că cineva pe drum, pachetele mele sunt rutate în mod necontrolabil, nu știu pe unde merg. Și undeva pe drum poate e un router ostil care copiază pachetele și încearcă să se uite în ele, din vari motive. Ăsta este un atac care presupune un man in the middle, cineva care se uită la comunicație când vine, cineva care deschide scrisorile, metaforic vorbind. Dar mai există un risc și anume ca interlocutorul meu să fie fals, să mintă cel cu care vorbesc, să nu fie cine credeam că este.
Mă rog, deci pe baza acestor verificări și așa, în final o să obțin o cheie simetrică și pe baza acestei chei simetrice putem să comunicăm controlat. Așa, o conexiune SSL TLS este întotdeauna inițiată de client, scriind acolo HTTPS. Browserul emite o solicitare sigură, serverul trimite certificatul, ăsta e standardul de certificat, certificatul respectiv că cuprinde o cheie publică. Browserul autentifică certificatul. Certificatul, cum funcționează certificatele, funcționează ca o cascadă de încredere. Adică, eu am un certificat care este emis de cineva și eu am atâta încredere în identitatea consfințită de certificatul respectiv, cât încredere avea ăla care mi l-a emis. El, la rândul lui, poate și el are certificatul emis de cineva. Și pot să am atâta încredere cât pot să am în emitentul lui. Și, în final, cascada asta, uzual, se termină cu statul, unde statul are o procedură foarte complexă de verificare și un registru și tot așa. Și acolo pot să mă bazez, pot să ajung cu cascada de încredere unde aș fi ajuns la un buletin, să zicem. De ce aș crede pe cineva care mi-a dat un buletin că e acela care spune că este? Păi tot așa, că derivă de undeva dintr-o autoritate statală. Deci asta e cantitatea de încredere pe care pot să o am, dacă vreți. Deci eu nu știu certificatul serverului, dar certificatul serverului e bazat pe un alt certificat și pe ăla o să-l am în certification authority-urile cunoscute. Și de acolo pot să-mi dau seama de încredere. Browserul nu vine cu certificatele caracteristice fiecărui server la care mă pot conecta, evident. Dar certificatele serverelor sunt emise pe baza acestor autorități. Browserul generează o cheie simetrică și o criptează folosind cheia publică a serverului. Asta înseamnă că numai serverul va putea să decripteze și să afle care e cheia simetrică. Iar cheia simetrică este folosită după aceea în comunicația dintre client și server. Deci ce pot să am? Ce obțin aici? Confidențialitate, da, în sensul în care nu se poate uita cineva pe drum la ce am acolo. Integritate. Integritate e vorba că pot să, prin faptul că datele sunt criptate, nu le poate schimba cineva pe drum, că dacă le schimbă nu mai sunt valide. Problema pe care o am eu nu este că cineva poate să distrugă comunicația, ci, cum să spun, e ca la un document. Problema pe care o am nu e că poate să ardă cineva documentul, ci că poate să modifice cineva subtil documentul. Ori în cazul ăsta nu poate să modifice cineva subtil documentul, poate să-l ardă cineva care e pe drum, dar atât. Și autentificare care îmi permite mie, practic, ce obțin aici este că pot să aflu că identitatea pe care o pretinde un participant la conversație este cea reală. Unde e reală are limitările de care vă spuneam, și anume că derivă printr-o cascadă de încredere de undeva. Ce limitări am? Păi, întâi se face handshake-ul ăsta de HTTPS și abia după aia se discută partea de HTTP. Se citesc header-ul. Și atunci nu pot să am virtual hosting. Pentru că nu pot să disting, înainte să fac partea asta, nu pot să disting unde ar trebui să se ducă, la care dintre hosturile mele virtuale ar trebui să se ducă pachetele. HTTPS acoperă partea de comunicație, dar memoria calculatorului unuia dintre ele, serverului sau clientului, ele există decriptate. Aici e vorba de o altă clasă de atacuri. Când e vorba de clasa de atacuri pentru client, discutăm despre lucruri gen XSS, Cross-Site Scripting, în care există un script ostil în browserul, în care se încarcă în browser, a fost injectat în browser, și care trimite date decriptate la o altă destinație. Când vorbim despre vulnerabilități la server, vorbim de chestii gen Heartbleed, în care există un bug fundamental care permite cuiva să unui proces să citească memoria altui proces într-o manieră mai dubioasă. HTTPS e mai lent decât HTTP. Evident. Și cred că o să ne oprim aici și vom continua cu discuția data viitoare, pentru că nu mai avem timp.